Seara, sunt doctor Deacon Octavian și voi invit să urmăriți realitatea medicală. Invitata serie este doamna doctor Marcela Cobuz. Doamna doctor, bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Doamna doctor este medic primar pediatru la secția neonatologie a Spitalului Județean Suceava. În afară de secția de neonatologie, unde mai lucrați? Mai aveți niște lucruri? În afară de secție, mai merg și la biotest în privat, în afara timpului de lucru. Și în afară de biotest, mai bântuiesc pe undeva? Sau? Deocamdată atât. Da? Ajunge? Ajunge. Mă descurcați? Da, da. Doamna doctor, ați trecut acum recent pentru un examen destul de sever, da? Da. Examen sau concurs ăsta? Examen. Examen. Concurs, examen, da? Deci este o diferență între examen și concurs. Deci la concurs îi iei locul cuiva, înainte examenul de primariat era prin concurs. Deci erau un număr limitat de locuri care scoteau pe țară. Și concurai cu alți colegi, cât erai de bun. Acum este, deci, numai examen. Examen. Aș vrea să povestești telespectatorilor cam ce-i primariatul ăsta și cam ce constă examenul ăsta, ca să vadă și ei că noi învățăm toată viața, deci nu ține numai de lua șpăgi. După terminarea rezidențiatului, devii medic specialist. Rezidențiatul în pediatrie are o durată de 5 ani. După alți 5 ani în care ai profesat ca medic specialist, ai dreptul de a da examenul de primariat. Practic, ai o experiență în spate, iar cazurile la primariat sunt selectate... Deci pentru medic primar. Da, în centre universitare și cu multe patologii. Cazurile cele mai grele sunt selectate pentru medicul primar. Și cam în ce constă examenul ăsta așa? În probe clinice, în cadrul examenului primarial la pediatrie a fost un caz clinic pentru copilul mic, sugar sau copil mic, se trăgeau bilete, nu știai ce poți trage la bilet. În altă zi, examen cu copil mare, după 3 ani, până la 18 ani. În altă zi, examene din laborator, buletine de analize, radiografii, EKG-uri, buletine. 3 probe au fost. Și a patra zi nota finală. Și ați uitat să spuneți că la aceste probe te simți ca un gândac, așa, da? În fața profesorilor. Te simți un fel de nimeni. Ca un elev așa dus și caută și asta pe aici, nu? Înainte ești mic, ai impresia că nu știi nimic. La caz te concentrezi, dai totul și când ai scăpat de examen deja simți importanța examenului și a faptului că reiei într-un timp destul de lung. Noi ne pregătim mult pentru examenul ăsta de primariat. Da, dumneavoastră sunteți și doctor în științe medicale, nu? Da, în specialitatea pediatrie. Când v-ați dat doctorat? În anul 2012. A spus harnic. Bine. Domnul doctor, despre cine veți vorbi în această seară? Am ales o temă des întâlnită în practica pediatrică, durerea abdominală recurentă la copil. De ce recurentă? Pentru că reapare. Reapare. Deci o durere care tot... Reapare și necăjește copilul, deranjează familia și este destul de frecventă. 2 din 10 copii care vin la cabinet au această durere abdominală. Zilnic întâlnesc copii cu durere abdominală. Cam care ar fi definiția acestei? O definiție complexă ar fi un sindrom caracterizat prin episoade dureroase recurente care perturbă activitatea normală a copilului și se manifestă cu durată și intensitate variabilă, frecvența lor fiind de cel puțin un episod pe lună, cel puțin 3 luni consecutive aceste dureri abdominale recurente. Iar după alți autori, ca să definim durerea abdominală recurentă, este necesar minim 6 luni să fie prezente durerile abdominale. Deci, mămicile, dacă își recunosc durerile, da? Cum a spus doamna doctor, cu frecvența care a spus-o dumneavoastră, înseamnă că este vorba despre o durere abdominală recurentă, da? Această durere abdominală recurentă, este important să subliniem că perturbă activitatea normală a copilului. Ea este de intensitate variabilă, dar de obicei autolimitată, de la câteva minute până la câteva zile. Cele mai multe dureri abdominale sunt ca durată sub o oră.
Ele pot fi însoțite de fenomene vegetative, transpirații, paloare, cefalee. Și atunci ne putem gândi la o durere abdominală de cauză psihogenă sau pot fi însoțite de vărsături, icter, scădere importantă în greutate, scaune cu sânge și atunci ne gândim la o durere abdominală recurentă de cauză organică. Da. Noi, clinicienii, în general, utilizăm niște clasificări din rațiuni clinice, deci ca să punem fiecare boală, fiecare sindrom la locul lor. Ne puteți da o clasificare a acestor dureri abdominale? Există modelul trivalent, care împarte durerile abdominale recurente în dureri abdominale recurente de cauză psihogenă, într-un procent de 10 până la 20% din cazuri, în durere abdominală recurentă de cauză organică și durerea abdominală recurentă de cauză disfuncțională. Durerile abdominale recurente de cauză psihogenă sunt subîmpărțite la rândul lor în tulburări de tip comportament, absenteism școlar, cele mai frecvente, și chiar tulburări psihiatrice, cum ar fi depresia la copilul mai mare. Deci copilul folosește pretextul acestei dureri ca să chiulească la școală, nu? Este adevărat, da? Așa este. Și durerea de cauză psihogenă apare în absența unui proces patologic specific de organ. Durerea abdominală recurentă de cauză organică, în procent de până la 40% din cazuri, procesul patologic este cauzat de afectarea unui organ și predomină aici afecțiunile digestive pe primul loc și urmate de cele genitourinare. Iar în cazul durerii abdominale recurente disfuncționale, practic este modificată funcția fiziologică a unui organ și aici amintim la fetițe durerea la ovulație, la menstruație, iar la pacienții de vârstă mai mare, chiar și durerile de sarcină. Vreau să spun că se întâlnește la pacienți de vârstă pediatrică, asta e realitatea. Știri din asta că și sub 18 ani. La sarcini, la mămici care ar trebui să mai joace cu păpuși încă. Da, sunt copii la rândul lor. Și tot disfuncțională este menționată și durerea din constipație, practic nu este funcția organului, dar datorită modificării stilului de viață apar aceste dureri disfuncționale, așa se numite, dureri disfuncționale. Constipație, intoleranță la lactoză, tot o durere disfuncțională. Dacă nu ar consuma laptele, nu l-ar durea butica. Da. Mai avem și alte criterii de clasificare? Sau? Modelul trivalent este modelul actual deci care îl clasifică. Modern, da? Deci da. Fiecare într-o anumită epocă vine cu o anumită clasificare care corespunde ideii epocii respective. Da. Cam care ar fi etiologia acestor dureri abdominale? Etiologia este multivariată. Existând o mulțime de cauze. Astfel, le putem împărți în cauze digestive și aici disfuncțiile gastrointestinale, cum ar fi constipația, colonul iritabil, durerea abdominală în raport cu ingestia și aici amintim unele medicamente, substanțe chimice, intoxicația cu plumb, ingestia de lapte care dă durerile abdominale în condițiile unei intoleranțe la lactoză, dureri de cauză infecțioasă, tot digestivă, hepatitele cronice, pancreatitele cronice, în inflamații, cum este esofagita de reflux, gastrododenitele, ulcerul, infecțiile parazitare, parazitozele intestinale dau dureri abdominale recurente. Tot digestive, inflamațiile, boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică, cauze endocrine și metabolice, în diabetul zaharat poate să apară durere abdominală, în dislipidemii, în tezaurismoze, care sunt niște boli mai rar întâlnite, dar se întâlnesc la copii și înseamnă încărcare lipidică a organelor. Apare un ficat gras enorm în bolile astea, nima în pic, boala Gaucher. Sunt boli rare, dar sunt cauze de durere abdominale. Alte cauzele renale, infecțiile urinare dau durere abdominale
litiaza urinară, infecțiile urinare care pot fi joase, de genul cistitei, sau în alte pielonefritele. Alte cauze sunt cele hematologice, în anumite afecțiuni hematologice, cum este sferocitoza, drepanocitoza, anumite afecțiuni hemato-oncologice, limfoame, pot apărea dureri abdominale recurente care se perturbe activitatea copilului. Da. În alte cauze... Doamna, să luăm o scurtă pauză publicitară, că nu ne lasă regia, după care o să revenim cu alte cauze de ale durerii abdominale. Parcul Central. Da, revedem, doamna, doctor, haideți să mai vedem care mai sunt alte cauzele durerilor abdominale. Alte cauze ar fi cauzele neurologice și aici avem migrena abdominală și epilepsia abdominală. Alte cauze pot fi din sfera ginecologică, chistul de ovar, torsiunea de ovar, durerea pelvină inflamatorie, tumor la persoanele mai mari, mai rar în cazul copiilor. Alte cauze pot fi traumatismele care pot da, chiar, de exemplu, hemobilia posttraumatică sau hematom intestinal dureros posttraumatic. Alte cauze pot fi descoperite mai târziu, dar ele să fie congenitale, cum ar fi boala Hirschsprung. Pentru cei care nu cunosc termenul, este un megadolicocolon congenital. Da, deci un colon mai mare. Decât, așa și mai lung decât trebuie, nu mai iar gros și mai lung. Durerile abdominale nu apar la naștere. Sau volvulus, torsiuni intestinale, stenoze intestinale, diverticul mechel, alte cauze care nu se depistează decât în timp și ele sunt cauza unor malformații. Da, mie mi-a plăcut foarte mult la pediatrie, am învățat și am reținut chestia asta, durerea din adenita mezenterică la copii, deci copiii reacționează foarte, foarte violent la inflamații de-astea simple, la infecții simple, așa, deci li se umflă ganglionii în burtă și am reținut chestia asta, mi-a plăcut foarte mult, că se tratează cu aspirină, pe vremea aceea când am făcut în 80 ceva pediatria, deci asta era medicamentul ăsta, deci paradoxal că întotdeauna când te doare burta, te gândești să iei un antiacid ceva, uite, acum deci, se tratează cu un antiinflamator, deci o chestie foarte interesantă. Mai sunt și alte cauze de durere abdominale sau le-am cam epuizat pe toate? Cam epuizat pe toate, da. Haideți să vedem cum diagnosticăm aceste dureri abdominale. Cum știm dacă e psihogenă, dacă nu e psihogenă, dacă vrea copilul să stragă chiulul sau nu? Algoritmul de diagnostic este complex și cuprinde date anamnestice, date clinice și paraclinice. Anamneza este deosebit de importantă și sunt practic datele obținute de la mamă. În cadrul copilului mic sau de la copilul mare putem afla direct întrebându-l. Este important antecedentele patologice și fiziologice respectivului copil, mediul din care provine, dacă a avut patologie anterioare și dacă a urmat un anumit tratament, contextul social și familial, pentru că acesta dă durerile psihogene, și anamneza nu trebuie să inducă durerea. Lăsăm pe copil să descrie, sau familia, locul, sediu, iradierea. Și să nu-i dăm idei. Să nu-i dăm noi de înțeles cam cum ar trebui să fie durerea, lăsăm pe el să ne povestească. Acum, din experiența dumneavoastră, a spus ceva din mediul sociofamilial, care sunt mai alintați copiii, ăștia mai necăjiți sau ăștia care de bani gata, care simulează mai des? Cei mai necășiți uită de durere. Da. Ceilalți n-au timp sau sunt mai mulți în familie și... Nu-l bagă nimeni în seamă. Chiar dacă are paraziți intestinal și ar trebui să-l doară burtica, vine la cabine cu o burtică mare, dar se plânge de altceva, că îi curge nasul. Printre infecțiile respiratorii descoperim noi că are și paraziți intestinal și ușor constipat, deci mai multe patologii la același copil. Dar, în general, se plâng părinții hiperprotectivi, care vin cu copilul la cabinet că îl doare în permanență burtica. Mai mult descrie copilul, mai mult descrie mama. În literatura de specialitate sunt menționați acei părinți care sunt prea atașați de copilul lor, că induc durerea psihogenă. Pe
pentru diagnostic, examenul clinic trebuie să fie minuțios, riguros, să pornească cu inspecție, palpare, percuție și ascultație, inspecția regiunii abdominale în mod deosebit. La inspecție se poate vedea un abdomen mărit pe baza unor hepatomegalii sau a unor mase tumorale. Putem la percuție simți timpanismul, care înseamnă sonoritate crescută, și aici apare în aerocolie, în meteorism abdominal. La examenul poate fi completat și cu un tușeu rectal, dacă considerăm că poate fi o cauză chirurgicală și să apară sângerarea și durere sau țipătul lui Douglas. Când vine un copil în ansamblu, noi trebuie să luăm și datele antropometrice, dacă el a crescut în greutate sau dacă este un malnutrit, poate este o cauza unei intoleranțe care dă durere abdominale și malnutriție. Examenul fizic trebuie încheiat și cu mersul, că sunt boli inflamatorii care pot da artrită însoțită de durere abdominale sau boli imune care dau dermatită și în același timp fenomene digestive. Orice element din examenul clinic este important. Iar acest examen clinic trebuie completat ulterior cu o serie de date paraclinice. Cele mai multe date de laborator sunt cele uzuale, care ar fi hemoleucograma, probele inflamatorii, proteina C reactivă și VSH-ul, testele hepatice, transaminazele TGP-TGO, testele renale, urea, creatinina, glicemia, sumarul de urină și urocultura. Practic, aceste analize le dăm la toți copiii care vin cu sindrom dureros abdominal. Acum, la Spitalul Județean, avem niște kituri din astea, niște aparate, deci care introduci picătură de sânge acolo sau cât, nu știu cât să ia. Numai că n-am urmărit pe laborator acolo să văd cât îi exanghinează pe ăștia, dar la copilul se ia puțin sânge, nu? Nu chiar o picătură. Nu, chiar o picătură. Exagerez și eu, deci, dar spun. Sunt recipiente în care trebuie, cel puțin 2 ml. Da, trebuie să ia un cantar de sânge, se introduce în aparatul respectiv și analizele apar automat toate analizele astea. Deci. Cele care apar automat și în timp rapid sunt cele pe care le dăm noi la ASTRUP. Mai puțin de 30 de secunde avem rezultatul. Celelalte pe care le-am menționat, probele inflamatorii, testele hepatice, probele renale, glicemia, durează câteva ore până avem rezultatul, deci nu chiar instantaneu. Care se iau la laborator. Le iau la laborator, deci cu echituri speciale. În funcție de examenul clinic și datele anamnestice, noi ne putem orienta spre un anumit diagnostic și să cerem niște investigații specifice. De exemplu, dacă considerăm o cauză hematologică, o drepanocitoză, o sferocitoză, noi trebuie să cerem la laborator un frotiu sanguin. Bineînțeles, clinic, copilul este palid, obosește, poate să aibă un suflu în cadrul anemiei. Sau dacă noi considerăm că îl doare burtica datorită unei infecții bacteriene, cum a apărut și a fost dintotdeauna și infecția cu Helicobacter pylori. Noi putem cere laboratorului anticorp specific pentru Helicobacter pylori și mai nou antigenul din materiile fecale, ca să nu mai înțepăm copilul să-i luăm sânge. Deci Helicobacterul este și la copil? Da, mai nou chiar și la copilul mic. Eu cred că e numai o mod așa la cucoane, care așa doare un pic burta să duce să facă de Helicobacter pylori. Deci este și la copil. Este și la copil. Și riscul de malignitate și este o infecție destul de severă. Dacă ne gândim, o ecografie abdominală. Aceasta e ușor, nu este invazivă, pune diagnosticul unor mase de obicei, mase, formațiune, ascita se vede foarte bine ecografic, metastazele pot fi văzute ecografic, bineînțeles și anumite explorări mai rare, cum ar fi un RMN, un computer tomograf, când suspiciunea unei boli cronice grave care dă simptomatologie dureroasă abdominală, trebuie elucidat. Bineînțeles, irigografii, colonoscopii, biopsii, teste
specifice unor boli mai rare, dar care trebuie efectuate. Dacă bănuim o boală Hirschsprung-Merz adolică, colonul congenital, facem irigografii. Dacă bănuim un ulcer, endoscopia este la modă. Pentru un reflux gastroesofagian, pH-metria. Unele din ele se lucrează în centrele de specialitate, în mediul universitar. Altele le avem și la noi în spital. pH-metria esofageană cred că se face la adult, dar nu încă la copil. Da. Dumneavoastră, acum, de toate explorările care le menționați, să nu se facă în urgență, să facă de obicei cu copilul internat, nu? Da, cu copilul internat. Cele în urgență sau când analizăm un copil la cabinet, le dăm pe cele screening, cele clasice. Le putem da și pe celelalte, dacă starea copilului o permite. Sunt câteva cauze care implică internarea copilului și nu ne permite amânarea diagnosticului 1, 2, 3 zile sau anumite analize care vin în decurs de o săptămână. Anticorpii, antitransglutaminază nu vin într-o zi. Anumite investigații pot să dureze. Dacă starea copilului permite, noi putem să lăsăm copilul și să-l tratăm simptomatic. Dacă anumite simptome impun internarea, obligatoriu el trebuie internat. Febră înaltă, icter, sângerare, sunt câteva cauze care nu ne permit investigarea lui în mediul privat, la cabinet. Da, și acum, telespectatorii trebuie să înțeleagă că toată lumea se plânge că așteaptă foarte mult la urgență. Deci ați menționat mai înainte că sunt analize deci, care se pot lua instantaneu aproape. Oricum durează până se duce la laborator, până ce-l ia, până ce-l aduce de acolo, nu chiar se teleportează, da. Dar sunt și analize care durează și câteva ore, deci care trebuie făcute. Chiar dacă le faci în condiții de urgență, tot durează când ai, ăsta e aparatul, nu-ți dă mai repede, trebuie lucrate și alea, nu? Da. Și atunci, luând în considerație că nici tu nu ești singur acolo, așa, deci nu ești numai tot personalul la dispoziția ta, deci asta sunt condiții de urgență și atunci ajungi să aștepți 4-5 ore, asta e situația, astea sunt condițiile. Dacă nu, deci soluția în privat, nu? În privat, acum să faci planificare, domnule, eu la ora H am venit, păpurică, am venit să-mi iei tare analize. Este consultat și analizat, nu? Da. Instantaneu. Ce mai folosim pentru diagnostic? Mai avem ceva, analize deosebite? Nu. Deci ne cam lămurim cu ce a spus dumneavoastră, așa cam, da. Cam punem. Da, mai sunt și investigații în cadrul unui endoscopii, putem lua biopsii. Deci cam tot arsenalul ce folosim la adulți, cam folosește și la copii. Copiluș, numai că avem altfel de instrumentar. Altfel de instrumentar, da. Mi-aduc aminte de un coleg care vrea să-i facă o colonoscopie la un copiluș cu endoscopul de la adulți. Că nu ești toate acasă. Bine că se sterilizează după, dar numai ideea de a-l folosi totuși nu e chiar așa. Deci sunt instrumente speciale adaptate pentru copii, da? Da, în centre universitare se face colonoscopie sub anestezie generală. Este o investigație mai laborioasă, nu o poate executa oricine. Da. Deci l-am diagnosticat, așa, cum îl tratăm? Tratamentul este specific cauzei. Dacă am diagnosticat etiologia, practic știm tratamentul. Dacă este Helicobacter, tratăm infecția Helicobacter pylori. Dacă este o intoleranță la lactoză, evităm lactatele. În funcție de cauză, dacă este o cauză chirurgicală, se rezolvă cu ajutorul chirurgului. Sancțiune chirurgicală. Mi-a plăcut, am un coleg care folosește, beneficiază de sancțiune chirurgicală. Secțiune. Da. Haideți să luăm pe rând. Ce sunt durerile abdominale psihogene? Durerile abdominale psihogene practic nu au o cauză organică. Ele apar mai frecvent la fete într-un raport de 2 la 1, existând un vârf prepubertar și la adolescente. Trebuie să existe un context emoțional, un factor declanșator. Niciodată aceste dureri psihogene nu scoală copilul din somn. Ele apar obligatoriu diurn.
contextul psihosocial poate fi și absenteismul școlar. Nu vrea să meargă, dar furtica vine la cabinet, îl investigăm, analizele toate sunt în limite normale. Asta e altă condiție obligatorie în durerile abdominale de cauză psihogenă. Și atunci mămica se spune, hai că tu ești prost, să mă duc eu la altă cum să nu stichez mie copilul ca lumea, că până să o doare multă totuși. Apare, poate să fie însoțit și de alte manifestări, transpirații, un copil emotiv, paloarea pe care o remarcăm, tahicardia, hipertensiune, luăm tensiunea la cabinete și la copii. Și este o hipertensiune dehalată. El imită cumva o simptomatologie dureroasă abdominală, dar care nu apare niciodată sâmbătă sau duminică, apare numai lunea în contextul unor examene. Și la alți copii pot fi și manifestări psihice, la pavor nocturn, somn agitat, adică să-l afecteze mai mult decât un context familial. Noi spunem că ar fi o cauză-efect. Copii hiperprotejați, copii care își permit să acuze durerea abdominală în acest context. Deci nu ar fi o cauză organică. Da. Și cum diagnosticăm atunci? Care e talentul dumneavoastră la decelat, dacă e cauză psihogenă sau are o cauză organică? Când se prezintă, dacă este tahicardic, palid, în anamnestic aflăm că avea și de dat o lucrare și analizele de laborator trebuie să fie în limite normale. Noi obligatoriu le luăm. Și diagnosticul prin excludere, analize normale, contextul în care apare, imediat ne orientează. Și ca cum îl tratăm? Trebuie tratat și el totuși, nu? Da, ca tratament, eliminarea factorilor de stres. Deci nu se mai duc la școală. Nu, nu. Poate avea nevoie și de psiholog, de consiliere. Nu există un tratament medicamentos și doar o consiliere. Dispar aceste dureri abdominale după perioada de adolescență. Noi avem cabinete de consiliere psihologică, cum au americani, merg la Schrenk, acolo așa, cheamă pe ăla. Încă nu este o modă ca la ei, probabil că pe viitor ar trebui. Dar nu colaborați așa cu cineva, du-te la ăla, că ăla te tratează ține la foarte bine. La Iași cunosc și colaboram și dacă vor să fii mai discret, trimit acolo. Noi putem trimite, da, la psiholog de pediatric. Părinții, în general, acceptă diagnosticul ăsta? Domnule, copilul nu are nimic, de fapt, suferința e în altă parte? Mai greu, dar având analizele și demonstrându-i că nu este nimic decât o fobie, și ei cred, înțeleg acest diagnostic, pentru copilul și în mediul familial este ușor mai atipic, o structură mai altfel, mai emotiv, mai agitat, mai... Nu apare la un copil normal. Da. Atunci știi cu cine are de-a face, nu? Da, da. Cam asta ar fi ideea. Da. Domnul doctor, haideți să vorbim ceva despre colicile abdominale. Astea sunt foarte multe. Hai să luăm pe rând așa. Colicile abdominale, acum o să pornim ca și vârsta, apar la nou-născut și sugar. Ele sunt secundare... Asta e prima încercare a părinților când începe să apară primul colicile. Impact cu durerea abdominală recurent. Ele apar secundar aerofagiei în momentul alăptării. Nu sunt periculoase, au existat dintotdeauna. Trebuie explicat mamei în ce constă durerea și că nu există un tratament specific. Toate substanțele care se dau și există în farmacii conțin aceeași substanță activă, simeticona, practic, ori cu ea, ori fără ea, colicile au existat și vor exista. Ce se mai dădea? Ce e de chimie, parcă, sau ce se mai dădea? Da. Da? Folosește? Cu sau fără efect, pentru colicile tot există. Ele predomină mai mult la băieți în primele 3 luni și se stompează și chiar dispar de tot după vârsta de 5 luni. Singura condiție ar trebui să țină copilașul în poziție verticală după fiecare alăptat, scoată aerul prin lovirea ușoară a spatelui și colicile dispar.
nu este o cauză organică sau care să determine un stres în familie, ceva normal. Vreau să consiliați mămicile, nu? Când pleacă la noastră, nu? Cum da, să țină copilul, cum să răghe, cum să... Nu? Da, sigur. Cam știu și ele că nu e... Au existat aceste colici și nu este o patologie practic, colicile abdominale. Eu vorbeam despre mămicile începătoare, așa, care nu... Nu mai nu știu de ce sunt la prima experiență. Sunt cazuri și noi avem când revin la spital, se reinternează, copilul e agitat, avea colici. Ea vine înapoi, abia a plecat, mai se întoarce odată la spital. Exact mămicile tinere care nu știu, au fost situații dintre astea. Da. Mai departe, mai târziu, ce mai apare? După durerile abdominale poate să apară aerofagia. De exemplu, la copiii mai mari. Practic, înghit aer, chiar și în timp ce mestecă gumă sau beau sucuri acidulate, în timp ce vorbesc. Este o cauză de dureri abdominale, aerofagia, și dă meteorism abdominal, un abdomen destins de volum, eructații și gaze. Până excludem cauza, se diagnostichează mai greu. E greu să știi ce copil înghite aer. Și atunci trebuie analize, trebuie investigat, excluse cauzele organice, iar ca tratament, liniștirea familiei. Cel mai simplu. Liniștirea familiei, excluderea cauzelor. Estecatul gumei. De explicat copilului că aerul e făcut pentru respirare, nu pentru mâncare, nu? Involuntar. Sunt copii emotivi, în general, copii mari, băieți care mestecă gumă, au un stil așa de viață, le place probabil eructația sau fac concurs. Da, să fac și concursul pentru copii, știu. Și dureri abdominale de cauze organice pe care le-am menționat. Da, aveți niște colici speciale așa care sunt la copil mai deosebite? Care vă pun probleme de diagnostic sau toate se încadrează așa în... Facem o ecografie abdominală și aerocolia, asta e clar. Nu ne pun probleme niciodată. Colicile abdominale nu. Nu pun dificultate diagnosticul. Da. E ușor diagnostic. La copiii mai mari, de acum, îi tratați ca un fel de adult așa mai mic sau... Copilul mai mare... Avantajul că vorbim, discutăm și în câteva minute știm despre cine este vorba. Da, mă adunea să cum spuneți câteva minute, mi-aduc aminte de profesorul meu de semiologie medicală, era în anul 3, mi se pare. Așa, și spune, domnule, dacă mă uit la ăla că intră pe ușa așa, după cum merge și mi-a pun două întrebări, zic că i-am pus deja diagnosticul. Zic, băi, dar deștept e asta? Adică am ajuns și noi, deci experiența spune cuvântul, imediat îți dai seama cam ce patologie are respectivul bolnav. Da. Haideți să vedem ceva despre durerea abdominală la intoleranță la proteina laptelui de vacă. Apare la sugar și copilul mic. Este secundară ingestiei de lapte de vacă. Beta-lactoglobulina fiind elementul care declanșează din compoziția laptelui de vacă. Practic, forma acută apare imediat când copilul este înțărcat și primește lapte praf. Laptele praf este tot lapte de vacă, supus unor condiții și de liofilizare și, practic, proteina, alergenul respectiv se găsește și în laptele praf. Multe mămici vin și spun, dar eu nu dau lapte de vacă la copil, dau lapte praf. Laptele praf, așa este, dă alergie la proteina laptelui de vacă. Laptele de vacă, scuzați, are o compoziție deosebită față de laptele matern? Încearcă să imite laptele matern, dar nu va egala niciodată calitățile superioare ale unui aliment organic. Laptele matern este considerat un aliment viu. Conține anticorpi, imunoglobulină, vitamine și, bineînțeles, avantajele lui. Dar substanțele astea care spuneți dumneavoastră că dau alergie la
Nu se găsesc în laptele matern. Deci nu se, dacă mama ar consuma în exces lactate, ar putea, prin laptele matern, să elimine o cantitate mică. Dar foarte rar apare alergia la proteina laptelui de vacă în condițiile în care mama consumă exces de lactate. Ca să apară alergie la proteina laptelui de vacă, trebuie să existe un context familial de atopie, o alergie în familie. Și manifestările sunt, bineînțeles, digestive, dureri abdominale recurente, agitație la copilul mic, dar nu numai digestive. Există manifestări respiratorii în cadrul alergiei la proteina laptelui de vacă, manifestări cutanate, o dermatită. Poate să vină cu dermatită, durerile abdominale consideră colici și diagnosticul este intoleranță la proteina laptelui de vacă. Deci astea sunt și manifestări generale, deci și chiar reacționează mai violent, nu? Până la șoc anafilactic. Dacă este alergie severă, se poate ajunge la șoc anafilactic în cadrul alergiei la proteinele laptelui de vacă. Am întâlnit situații în clinică când o mămică a știut că acel copil este alergic la proteina laptelui de vacă, inițial l-a hrănit la sân, când a plecat acasă i-a dat un biberon cu lapte praf bunica, copilașul a prezentat un angioedem cu edematiere a buzei superioare, a ajuns la spital, a fost diagnosticat, a mers o perioadă cu laptele mamei plus completare, un lapte special care se dă în alergie la proteina la laptelui de vacă, este un lapte HA, spunem noi, care înseamnă hipoalergic, conține hidrolizat proteic, practic acele proteine care sunt alergene sunt scindate și nu mai sunt recunoscute de către organismul alergen. A primit acel medicament, dar era lapte medicament, așa este considerat, dar era destul de scump. La un moment dat nu a mai dat laptele HA și a introdus direct lapte de vacă, copilul fiind spre un an. Că așa a înțeles ea, a aflat că de la un an se poate da. Și a venit cu copilașul aproape în șoc, cu o reacție alergică fulminantă, cu erupții, cu tulburări respiratorii. Bineînțeles că a fost salvat. Da. Doamna doctor, să mai luăm o scurtă pauză pe pușteală, după care să revenim. Da, revenit în doamna doctor, haideți să vedem ce mai este cu intoleranța asta la proteina laptelui de vacă. Manifestările digestive sunt pe primul plan, iar în practica pediatrică am întâlnit un copilaj diagnosticat mai greu, nu se știa de la început care e intoleranță la proteina laptelui de vacă, venise pentru malnutriție și diaree cronică. Așa s-a manifestat în cadrul bolii. Diarea cronică care nu răspundea, nu îi dădeam în perioada de diaree mucilagiu de orez. Copilul fiind aproape de un an, avea o greutate mică, ca pentru 5-6 luni, deci o malnutriție accentuată. Fiind dintr-un mediu sociofamilial scăzut, credeam că sunt probleme cu alimentația, că nu știe să-l diversifice, nu i-a dat suficientă mâncare. Eram rezidentă când am întâlnit cazul acesta și tot timpul era tratată diarea. Venea, îi se puneau perfuzii de rehidratare, îi se dădeau sfaturile pentru alimentație, revenea cu eczema la fundul datorită scaunilor acide și diagnosticul a fost pus inițial pe hemoragiile oculte în scaun, în intoleranța la proteinele laptelui de vacă, o analiză mai specifică de laborator și care nu se cere chiar de rutină, sunt hemoragiile oculte în scaun. Panelul alergologic nu se face în spital, nici chiar în spitalele universitare. El se face contracost. Panelul alergologic pune diagnosticul rapid, este un test costisitor, mai mult în privat, cine poate. Iar acel caz a fost impresionant prin diarea lui. Practic asta era simptomul. Venea greșeli alimentare, mâini murdare, condiții... Ulterior a trebuit să intre într-un program pentru că nu își permitea laptele hipoalergic,
Așa. Pentru de cum avem programe pentru SIDA, pentru nu știu, un copil care poate să fie sănătos mai departe, nu? Care si. Ne așteptăm să ne plătească pensii la bătrâneți, nu? Deci merită o investiție într-însul să bagi într-un program de ăsta, nu? Sigur, iar achiziția ulterior, când diagnosticul etiologic a fost bine stabilit, achiziția ponderală a fost spectaculoasă. În aproximativ 3 săptămâni curba ponderală se apropia de un copil de 8 luni și ulterior în alte 3 săptămâni spre normal. Copiii cresc spectaculos și își revin în mod rapid față de patologia unui adult. Deci copilul înflorește. Dacă l-ai diagnosticat cum trebuie, imediat este altă persoană. Da. Cum tratăm această intoleranță? În primul rând, scoatem laptele, nu? Da, excluderea laptelui și nu numai laptelui, ci a brânzeturilor, a untului, a preparatelor care conțin lapte și a cărnii, carne de vacă la rândul ei și ea este alergenă, și formulele de lapte hipoalergice. Această dietă trebuie ținută până spre 2 ani, iar realimentarea, dacă vrem să încercăm introducerea, trebuie să se facă în spital, cu cantități mici și nu de către mamă, pentru că poate să apară reacții de șoc și reacții severe. Se introduce treptat, se încearcă realimentarea cu proteina laptelui de vacă spre 2 ani, spre vârsta de 2 ani. Da, și rezultate se obțin, da? Deci presupun că se desensibilizează într-un fel. Da, se desensibilizează, practic se maturează mucoasa intestinală și regimul pe care l-a ținut îi permite acest lucru. Se introduc cantități mici, treptat, în mai mult de 2 săptămâni, introducerea de nou a proteinei laptelui de vacă. Da. Și mai târziu, ca adult, deși nu va mai avea probleme. Poate să mănânce brânză, smântână. Da, ulterior, da. Este o alergie alimentară și, în general, alergiile alimentare sunt în perioada de copil mic. Ulterior, dispar. Da. Am înțeles. Haideți să vedem ceva despre durerea abdominală din boala celiacă. Ce este boala celiacă, în primul rând? Boala celiacă mai este cunoscută și sub denumirea de intoleranță la gluten. Apare la copii în momentul diversificării, când se introduce glutenul. Glutenul se găsește în grâu. Grâu, secară, ovăz. Iar alergenul se numește gliadină, o moleculă din cadrul proteinei. Manifestările de asemenea sunt digestive, cu dureri abdominale recurente, agitație, plâns, un copil apatic, un copil care dezvoltă și o anemie, pentru că alergia aceasta se manifestă și prin pierderea de proteine. Practic, mucoasa intestinală este inflamată și o parte din proteinele care ar trebui să se resoarbă nu se mai resorb și apare malnutriția, anemia în cadrul nu se absorbe nici fierul cum trebuie și copiii cu celiachie au scaune numeroase, voluminoase, lucioase, împrăștiate. Din descrierea clinică în cadrul anamnezei, noi ne dăm seama când un copil are boala celiacă. Este malnutrit, are scaunele respective, durerile abdominale care sunt, dar sunt și forme mai puțin cunoscute, considerându-se boala celiacă ca fiind un iceberg. Practic vârful descoperim în perioada de pediatrie la copil, dar pot fi adulți care au boală celiacă și nu sunt diagnosticați. La adult este cu atât mai periculoasă, cu cât poate da patologie malignă pe intestinul subțire și intestinul gros, limfom gastric, esofagian, și nu este diagnosticată. Intoleranță la copil, dacă o descoperim, o descoperim pentru că nu a crescut, dar formele fruste nu dau această simptomatologie. Practic, poate să scape din perioada de copil și adultul să aibă boală celiacă și să nu știe. Deci asta e vorba de o iritație continuă la nivelul mucoasei care degenerează malign pe urmă, sau care ar fi explicația? Există o inflamație continuă și riscul există să devină malign. E o chestie care tot zgândărită acolo și a alungat celulele, da, dar nu la copil, în perioada de adult.
La copil poate să fie nu numai simptomatologie digestivă, poate să fie și simptomatologia cutanată, tot așa o dermatită cu aspect, spunem noi, celiac-like, de la celiachie. Pe erupții tot îi apare o eczemă care nu mai trece, la sugar obrăjorii sunt arși, aspri când punem mâna pe el datorită dermatitei. Trebuie diagnosticată uneori, simptomele coincid cu cele din boala, din intoleranța la proteina laptelui de vacă, dar panelul alergologic pune diagnosticul de intoleranță la proteina laptelui de vacă, iar în cadrul celiachiei există alte analize specifice, golden standard, deci care pun diagnosticul și acestea sunt de tip imunologic, anticorpii antitransglutaminază de tip IgA și IgG. Insistăm să ia ambele tipuri de anticorpi, ele sunt costisitoare și se lucrează în laboratoare, iar laboratoarele care nu le lucrează, oricum le trimit la București, rezultatul vine în aproximativ o săptămână. Important să lucreze ambele fracțiuni IgA, IgG, pentru că de multe ori părintele întreabă dacă sunt costisitoare să lucreze numai una din ele. Într-un deficit de imunoglobulină A, care poate exista în perioada de copilărie, fiind de deficit de imunoglobulină tranzitoriu, diagnosticul este fals negativ. Sau în perioada când el îi exclude alimentele care conțin gluten, pâinea, biscuiții, cerealele, iar acești anticorpi se negativează, nu înseamnă că pacientul nu are boala celiacă. Am diagnosticat copilaș cu boală celiacă, care ar fi putut scăpa din diagnostic pentru că patologia manifestărilor digestive nu era atât de bine conturată. Un copilaș care prezenta anemie refractoară la tratament, primea fier, dar nu-i creștea deloc hemoglobina, era palid și nu era încă dezvoltat corespunzător vârstei. Avea aproape 2 ani, vorbea puțin, nu spunea cum îl cheamă, așa te gândeai la alte patologii, dar la examenul clinic am văzut un abdomen destins, o burtică mare care semăna exact cu imaginile din cărțile de pediatrie și am zis că și imediat am zis trebuie să luăm și aceste două analize și s-a confirmat boala celiacă. Da, cum o tratăm? Boala celiacă este greu de tratat în sensul că e greu de respectat să nu mănânci toată viața, trebuie subliniat, nu trebuie toată viața să consume gluten. Asta ar însemna, multă lume întreabă, dar ce să mănânc? Dacă nu, orezul, iar mai nou au apărut și la noi pe piață produse de patiserie fără gluten. Sunt notate pe ele, biscuiți fără gluten, pâine din făină fără gluten. Această boală mai degrabă în țările din Europa era bine documentată și toți prin Italia erau cu celiachie fără gluten, că veneau din afară la cabinet. Veneau la cabinet vara și spuneau copilul meu cu celiachie. Foarte bine, ați respectat, da, la noi toate sunt fără gluten în Italia și pâinea și biscuiții au început să aducă și la noi produse fără gluten. Înainte nu se găsea, părinții trebuiau să dea, spunea mămăliguță, orez, totul fără pufuleț, deci nu avea voie biscuiți, cum sunt copiii vor, biscuiți. Da, și pofticioși, nu avea voie. Efectiv, prietenul meu de joacă mănâncă, deci nu mănânce și el totul. Efectiv, le spuneam că nu au voie aceste alimente, stric toată viața. Da, nu prea încurajator, așa? Și de desensibilizare nu se poate face asta, cum se face? Nu se poate să face. Testăm așa încet dacă... Nu se poate face, iar alt diagnostic, dacă nu lucrăm anticorpi, antitransglutaminază, ăștia sunt cei mai ușor. Alt diagnostic prin endoscopie și biopsie, apare atrofia vilozității intestinale. Modificări deci profunde la nivelul mucoasei intestinale. De aia nu se absorb proteinele, nu se absorb principii alimentare. Copiii cei cu forma clasică sunt malnutriți, suferinți. Da. Haideți să vedem ceva despre durerea abdominală din fibroza chistică. Ce este fibroza chistică în primul rând? Fibroza chistică este o specifică patologie copilului. Un copil care este diagnosticat cu fibroza chistică, din păcate, nu va supraviețui
ca adult, mai nou, acum maxim 40 de ani poate are un copil care a fost diagnosticat cu fibroză chistică. Este o afecțiune cu transmitere genetică, fiind implicat cromozomul 7. Acum, pentru ascultători, partea de genetică nu interesează, mai puțin interesează, dar trebuie să menționăm faptul că în familiile în care există această patologie, fibroza chistică sau mucoviscidoza, cum se mai numește ea, este important atunci când mama dorește să mai aibă o sarcină, există diagnosticul antenatal din lichidul amniotic. Nu este de dorit a avea un copilaj cu mucoviscidoză, este o boală gravă cu manifestări digestive, care ajungem la durere abdominală recurentă, un abdomen mărit de volum, dureros, manifestările pot apare încă de la nou născut. Ileu submeconial, practic copilul care s-a născut nu are scaun. Trec 3, 4, 5 zile, el nu are scaun. Asta poate fi primul simptom. După un icter prelungit, tot ca o cauză în cadrul bolii. Când crește, apar fenomenele astea digestive, dar și respiratorii. Practic, putem vorbi de o triadă, fenomene date de insuficiența pancreatică exocrină, aceste fenomene digestive, boală pulmonară cronică și excesul de secreția clorului și al sodiului. A fost un caz când mama a descris că sudoarea copilului era foarte sărată. Era un copil slab, cu o burtică mare, malnutrit și descriind, mama practic ne-a spus de la intrare ce boală are copilul. Nu era diagnosticat, era dintr-un sat. Ca și diagnostic standard se fac în centrele universitare iontoforeza. Practic se dozează clorul și sodiu, testul transpirației mai era cunoscut, și aceste valori sunt peste 50 de milimol la litru. Practic sunt niște valori mari. Corelând clinicul cu această analiză specifică, diagnosticul este cert de fibroză chistică. Așa, cazuri sunt și din Suceava, și din Iași am întâlnit. Tratamentul este strict toată viața, trebuie substituție enzimatică, se folosesc enzime digestive, nu le dau denumirea ca să nu facem reclamă. Se tratează riguros infecțiile respiratorii pentru că în timp se selectează germeni multirezistenți. Practic copilul începe să tușească, dar el dezvoltă în timp toată patologia specifică respiratorie, cu tusea chinuitoare care nu răspunde la tratament, cu pneumoniile repetate, cu aspectul de hipoxie cronică și degete hipocratice, cu unghiile în aspect de ceas de sticlă de ceasornic. Și este o boală întâlnită în copilărie. Adulți acum au început să crească supraviețuirea după tratamentele acestea moderne. Un medicament scump care se face în aerosol este alfa-dornaza și practic mucusul ciliar se diminuă. Așa se explică manifestările respiratorii. Secrețiile respective sunt văscoase datorită excesului de clor și sodiu. Nu respiră bine, iar în aerosolii aceștia se pun mucolitice, acetilcisteina și cu pulmozaimul ăsta, care este nou, foarte costisitor, dar a crescut rata de supraviețuire și spre adult. Înainte mureau în perioada de adolescent. Acum au crescut mult. Nu prinsim după în cusare, dacă tot pierde așa din... Și se mai dă după gust. Da, se recomandă un aport de cloră de sodiu în perioada de vară, mai ales când transpiră. Deci o mai sărat o leapă, nu? Ca să aibă de unde pierde. Sau pierdele cresc pe măsura aportului. Deci cu dai mai mult, cu atât pierde mai mult. Sigur că dacă dai mai mult, excesul și pierderile pot crește, dar se practică ca și tratament. În cadrul tratamentului se consume mai mult sare. Da.
Și tratamentul malnutriției. Copiii sunt malnutriți, asimilează foarte greu, pentru că nu au enzimele astea pancreatice și atunci trebuie adaose vitamine, vitamine liposolubile din clasa vitaminelor A, D, E și K. Ei sunt predispuși la sângerări, la fenomenele sunt intricate, pot fi și sângerări, dar în același timp și fenomene digestive cu ocluzie intestinală joasă. El vine și sângerează, trebuie operat pentru intervenția de ocluzie intestinală. Îl doare burtic. Sunt foarte multe la manifestări. Și trebuie și factori de coagulare. Ei se pierd. El un copil care nu asimilează, nu are tot ce-i trebuie. Da, dacă a spus că speranța de viață e foarte... S-a spus tot. A crescut acum. Da. Da. Haideți să vedem ceva despre aerofagie. Aerofagia apare la copii care sunt mai mari și care ingurgitează aer în modul involuntar sau voluntar și dă un meteorism exagerat, durerile abdominale marcate. Trebuie excluse cauzele organice și practic este ceva banal, nu este o patologie. Recurgeți la ceva investigații paraclinice, da, mai sofisticate? Da, da. Ceva? Când abdomenul este destins destul de puternic, se fac investigații cu substanțe de contrast, nu există un sindrom suboccluziv. Se poate face irigoscopie sau colonoscopie, pentru că au fost și cazuri când abdomenul era atât de destins, nu puteai ști ca și cauză ar fi fost aerofagia. Și investigațiile sunt obligatorii până la cel mai fericit caz, că ai aflat că nu este ceva patologic, dar sunt situații. Și tratament tot așa îl trimitem la psihiatru sau la psiholog? Tratamentul este evitarea factorilor care declanșează băuturile acidulate și educare. Psiholog, prin educare. Da. Pentru că aminte, apropo de abdomen de astins, profesorul Chian, așa care mi-a fost maestru, povestea că vine la un moment dat unul că o burtă imensă, că era imensă, pe țineam vârtăjul lui, l-au investigat, eu făcut abdominală pe gol, așa, numai nu-i dă de capătul ăsta, ci cu ăsta, ci cu ăsta, așa. Eu la un idee, ce bun să se lauda, ce burtă mare are, dar vin la un idee așa, de, dar cum era nici, uite așa, deodată o sub burtă nu mai era, așa de mare și l-a trimis la psihiatrie, nu l-a diagnosticat, dar l-a s-a învățit în jur de două ori, nu știam de o să reieși o să-l pună. Deci asta este cu aerofagia asta, da? Dacă aflăm din anamneză că prezintă frecvente eructații, ne orientăm mult mai repede. Dacă pacientul nu prea dă date și este mai închis așa în conversație, trebuie noi să investigăm. Unii nu vor să spună. Ai venit, te doare burta, de ce? Nu scoți trei cuvinte, deși mare cât tine, mai înalt. Depinde de dezvoltarea psihocognitivă a fiecăruia. Dacă ai cu cine vorbi, dacă nu, la treabă, la investigații, la analize, la... Nu toți dau detalii. Efectiv, trebuie să ne lămurim la unii trebuie din... Cu forțe, unii din ei, chiar dacă sunt mari, se comportă ca și cum ar fi până într-un an, trei cuvinte. Ca un copil mic. Da. Haideți să vedem ceva despre migrena abdominală. Migrena abdominală este mai des întâlnită la fetițe de vârstă școlară. Se poate asocia cu cefalee de tip migrenoid. În familie există părinți cu migrene. Debutul este dimineața de obicei și durează de la câteva minute până la câteva ore și ulterior durerea se estompează, copilul doarme și imediat când se trezește nu mai are nimic. Practic, parcă nici n-ar fi fost
bolnav. Imediat se joacă, cere mâncare la fetițele mici, deci de vârstă școlară primară, cam 7-8 ani. Și uneori sunt asociate emotivitate, transpirații, un context familial special. Migrena este descrisă și în condițiile stresului. Ea, ca și tratament, s-a demonstrat că răspunde la propanolol, beta-blocant. Deci are o cauză organică, totuși, până la urmă? Nu este o cauză organică, este o influențată, dar se produc modificări la nivelul abdomenului, o vasoconstricție, o durere care răspunde la medicament. A spus că în context familial, mami care au migrene, și atunci copilul se hotărăște și el să aibă migrene? Ce se întâmplă? Poate să imite comportamentul întâlnit la părinți, dar răspund la un tratament. Studiile din literatură au demonstrat că un tratament pe o durată până la 6 luni tratează complet această migrenă abdominală. Sunt situații de durere, sunt însoțite de cefalee pe jumătate de cap, spunem, hemicranie. Și chiar dacă bănuim că ar fi o migrenă abdominală, noi suntem obligați să investigăm și imagistic extremitatea cefalică, pentru că pot fi mase înlocuitoare de spațiu sau tumori cerebrale. Și nu putem să ne hazardăm și să trimitem un copil imediat acasă, să-i dăm propanolol și să spunem că are o migrenă abdominală. Dacă revine cu această durere și însoțită de cefalee, noi recomandăm niște investigații suplimentare. Pe rând și la colegii neurologi, da? Doamna doctor, din păcate, emisiunea noastră s-a terminat. Vă mulțumesc pentru participare. Discuția dumneavoastră a fost o adevărată plăcere. Vă aștept și altă dată cu subiecte de interes. Mă gândesc acum, dacă tot vine sezonul rece, poate ne vorbiți ceva, cum să ne protejăm copiluții de infecțiile astea intercurente care apar respiratorii, eu știu, chiar abdominale, și eu știu ce mai fac. Copiii fac tot felul de minuni. Cu dragă, voi reveni în emisiune. Da, eu vă mulțumesc pentru participare. Stimați ascultători, emisiunea noastră a terminat, sunt doctor de conduct Avian și vă doresc noapte bună.